În continuare vom discuta despre piramida triunghiulară regulată. Însă mai înainte să vedem ce înseamnă piramidă regulată, fie că este triunghiulară, patrulateră sau hexagonală. O piramidă regulată este o piramidă cu baza poligon regulat și munchile laterale sunt congruente. Atunci, ce înseamnă piramidă triunghiulară regulată? Ei bine, este o piramidă cu baza triunghi, pentru că se numește triunghiulară, iar triunghiul trebuie să fie un poligon regulat, asta înseamnă că avem baza triunghi echilateral și muchile laterale sunt congruente. Iată, piramida triunghiulară regulată este o piramidă cu baza triunghi echilateral și cu muchile laterale congruente. Astfel, Triunghiul MNP este triunghi echilateral, reprezentăm acest lucru pe figură, iar fețele laterale sunt triunghiuri isoscele. Deci QM este congruent cu QN, iar QP este și el congruent cu QN. Cu alte cuvinte, muchiile laterale sunt congruente. Haideți să vedem. Muchile laterale sunt QM, QN și QP, și muchile bazei sunt și ele congruente. Muchile bazei sunt MN, PN și MP. Acum, fețele laterale sunt triunghiurile QMN, QNP și QPM, iar baza este dată de triunghiul MNP. În continuare o să facem trei construcții foarte importante într-o piramidă triunghiulară regulată, și de aceea cel mai bine este să începem cu construcția piramidei. Mai întâi construim baza piramidei triunghiulare, deci triunghiul ,AB. C. Deși nu pare că este un triunghi echilateral, noi considerăm că avem aici un triunghi echilateral. Știm că atunci când desenăm în plan corpuri geometrice, distanțele nu se păstrează. Bun. După ce am trasat triunghiul de la bază, urmează să construim centrul cercului circumscris bazei. Însă, cum noi avem un triunghi echilateral, noi știm că. Pentru a construi centrul cercului circumscris bazei, putem să construim, de exemplu, intersecția medianelor, adică centrul de greutate al triunghiului. Bun. Și avem aici medianele acestui triunghi. Punctul lor de intersecție, adică centrul de greutate, coincide și cu ortocentru, și cu punctul de intersecție al bisectoarelor, dar și cu centrul cercului circumscris bazei, pentru că, repet, avem un triunghi echilateral. Și să notăm aici că avem punctul O, centrul cercului circumscris bazei. Acum, în punctul O, pe planul ABC, vom ridica o perpendiculară și pentru aceasta să o trasăm cu altă culoare, deci ridicăm perpendiculara. Pe planul ABC. O voi trasa punctat pentru că ea va fi în interiorul piramidei. Deci nu se vede practic, așa cum nu se vede nici această muchie a bazei AC. Acum vom trece aici vârful V, adică vârful piramidei, și acum unim vârful piramidei cu vârfurile bazei. Avem unim pe A cu V, unim apoi pe V cu B, pardon. Bun. Și mai unim pe V cu C, dar haideți să-l unim mai bine așa. Și astfel am obținut piramida VABC. Să trec aici vârful deasupra. VO este de fapt înălțimea acestei piramide. Înălțimea unei piramide regulate este distanța de la vârful piramidei, da, la centrul cercului circumscris bazei. VO este perpendiculară pe planul bazei, deci haide să notăm că aici avem înălțimea piramidei regulate, am numit-o VO. Să construim acum apotema piramidei. Ce este apotema piramidei? Este distanța de la vârful piramidei la o muche a bazei. Asta înseamnă că trebuie să ducem perpendiculara din V pe o muche a bazei și haide să ducem perpendiculara din vârful piramidei pe muchia BC. În primul rând, ce reprezintă acest punct? Păi aceasta este mediană în triunghiul ABC. Asta înseamnă că acest punct pe care îl notăm M este de fapt mijlocul segmentului BC. Avem că MC e congruent cu BM. Cu alte cuvinte, dacă unim pe V cu M, ce vom obține? Păi avem de fapt o mediană în triunghiul VBC, care este un triunghi isoscel cu vârful în V. Păi asta înseamnă că VM este pe lângă mediană și înălțime. Deci avem aici un unghi de 90 de grade. Păi asta înseamnă că VM este distanța de la vârful piramidei la muchia bazei BC. Deci VM este apotemă în această piramidă, trecem aici că VM e apotema piramidei, care, atenție, se notează a mic indice P. Să construim acum apotema bazei, care, iată, este distanța de la centru cercului circumscris bazei la o muche a bazei. Deci trebuie să ducem perpendiculara din O, să o ducem tot pe muchia BC. Și vom găsi astfel apotema bazei. Însă, înainte, ce este AM? Păi AM este mediană în triunghiul echilateral ABC. Bun, păi asta înseamnă că AM este și înălțime. Cum punctele A, O și M sunt cum? Sunt coliniare, înseamnă că OM, pe care haideți să o trasăm, OM este perpendiculară pe BC. Deci OM reprezintă de fapt apotema bazei. Trecem aici. OM este apotema bazei care se notează astfel A mic indice B. Și acum, haideți să facem în așa fel încât să nu se mai vadă medianele acest, în acest triunghi ABC, pentru că oricum ele trebuiau să fie trasate punctat. Bun. Și iată ce avem. Avem că VO este înălțimea în piramida VABC, deci VO e perpendiculară pe planul bazei. Asta înseamnă că și aici avem un unghi de 90 de grade. VO e perpendicular automat și pe OM. Mai știm că VM este apotema piramidei, iar OM este apotema bazei. Sigur, și OM trebuia trasată punctat pentru că ea este în interiorul piramidei, însă o lăsăm așa să se vadă mai bine. O ultimă observație legată de notația unei piramide triunghiulare regulate. O asemenea piramidă nu o vom numi oricum, de exemplu, piramida ABCV, ci vom începe cu vârful. Deci, ea se numește piramida VABC. Începem întotdeauna cu vârful. Să vedem acum desfășurarea unei piramide triunghiulare regulate. Pentru aceasta apăsăm pe butonul de deschidere. Bun, aceasta este desfășurarea unei piramide triunghiulare regulate. Triunghiurile, fețele laterale sunt triunghiuri isoscele, iar baza este triunghi echilateral. Și acum să o închidem la loc.